Fumătorii primesc o nouă lovitură grea, asta după ce în urmă cu mai bine de o săptămână legea le interzicea să își mai aprinde țigările în spațiile publice. Țigările se scumpesc de la 1 aprilie când se majorează cu 4,7 acciza pentru tutun, de la 314 la 329 lei pentru 1000 de țigarete creșterea accizei la țigări va aduce scumpiri pentru toate sortimentele, cel mai afectat fiind segmentul țigărilor ieftine. România atinge încă de la 1 aprilie nivelul accizei convenit cu Uniunea Europeană pentru 2018. Potrivit codului fiscal, acciza totală pentru țigarete a fost majorată în 2016 cu 18,69 lei la 1000 de țigarete, adică la aproximativ 44 de bani pentru un pachet de țigări. Scumpirea vine în contextul în care în urmă cu aproape două săptămâni, fumatul în spațiile publice a fost interzis, iar fumătorii au ieșit în stradă nemulțumiți de această lege.